Acțiunea s-a desfășurat în cadrul unui dosar penal în care se fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și proxenetism. Din cercetări a reieșit că în perioada 2016-2019, membrii grupării ar fi constrâns 11 tinere să practice prostituția pe teritoriul Elveției și Italiei cu scopul de a obține foloase materiale. Membrii grupării ar fi folosit pentru atragerea victimelor metoda Loverboy, după care ar fi transportat victimele în afara țării, unde, prin acte de violență fizică și psihică, le-ar fi constrâns la practicarea prostituției și a unor infracțiuni de furt în dauna consumatorilor de servicii sexuale. Din activitatea infracțională ce în cauză ar fi obținut peste 2 milioane de euro, se arată în comunicatul de presă emis de Poliția Română. 23 de persoane au fost conduse la sediul DIICOT Pitești pentru audieri.